purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, locotenentul Alin Găleată, a informat în cursul zilei de ieri că au fost emise 11 coduri roșii de vreme rea pentru diferite zone din județul Suceava. Aceste mesaje au fost transmise prin sistem tip RoAlert. Astfel, pe parcursul zilei, au apărut inundații la mai multe gospodării în municipiul Rădăuți, pompierii fiind solicitați să intervină. Aceștia au intervenit cu motopompele pentru evacuarea apei. Probleme au fost și în Vicovu de Jos, unde o casă a fost lovită de trăsnet, dar, din fericire, nu s-a produs un incendiu.